Defileul Jiului a fost redeschis, iar șoferii vor putea circula fără restricții pe traseul Bumbești-Jiu-Petroșani. După cum arată și comunicatul de presă al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, șoferii nu vor mai avea un anumit interval de oră pentru a putea circula pe acest tronson de drum. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță, ca urmare a multiplelor solicitări ale participanților la trafic, s-a decis ca lucrările de reabilitare ale DN66, sectorul cuprins între Bumbești-Jiu-Petroșani, să se desfășoare în perioada următoare sub trafic cu restricții semnalizate corespunzător. Astfel, până la o dată ce va fi anunțată ulterior, circulația rutieră pe tronsonul de drum menționat mai sus se va desfășura în condiții de drum în lucru. În zilele în care au intrat în vigoare restricțiile, șoferii care voiau să ajungă din Petroșani în Târgu Jiu aveau posibilitatea tranzitării unor rute ocolitoare, care însemnau parcurgerea a circa 200 de kilometri în plus.